În această perioadă, mulți maramureșeni se confruntă cu infecții respiratorii, în multe situații fiind vorba de cazuri spitalizate. Deopotrivă se îmbolnăvesc adulții și copiii, iar medicii trebuie să le prescrie tratamente cu medicamente clasice. Cei care sunt sătui de produsele de sinteză au ca alternativă capsulele, ceaiurile și tincturile, obținute din plante. Profesorul biolog Maria Pop, specialist în terapia cu plante, a recomandat în cadrul emisiunii Doctorul Naturii, difuzată la Teleplus Maramureș în această săptămână, salcia. Din ea s-a fabricat prima aspirină naturală. Se folosește și în cazul gripei pentru că este antiinflamatoare, analgezică și antifebrilă. Pe lista Mariei Pop se mai află pentru afecțiunile respiratorii și echinacea, coacăzul negru, salcâmul și banalul tei. Florile de tei, împreună cu bracteele, frunzulițele, cele două care se află sub flori, sunt foarte bogate în substanțe active. În primul rând, noi ne gândim la tei pentru vindecarea sufletului. El vindecă tot felul de agitații, stres, tensiune nervoasă, tulburări cardiace pe fond nervos, pentru că florile de tei conțin un principiu activ numit farnesol, care îi imprimă acest caracter calmant al florilor de tei. Isopul este de asemenea indicat și șovârvul. O altă plantă care face minuni, mai ales în cazul gripei, este lichenul de piatră, mai puțin cunoscut la noi, dar întâlnit în vârful munților. Conține antibiotici și calitatea de antibiotic este dată de o componentă, o substanță activă numită acid usnic, care dă acel caracter de antibiotic. Nu numai Helicobacter pylori, dar poate să combată chiar și bacteria care produce tuberculoză. De aceea, această plantă este foarte recomandată în gripă și în tot felul de infecții respiratorii. Specialistul în terapia cu plante ne sfătuiește să nu uităm să consumăm și ceapă, usturoi și ghimbir dacă suferim de infecții respiratorii.